că întocmirea unui proiect pentru obținerea de fonduri europene anul acesta este mult mai ușoară, iar formalitățile și documentația, să știți că au fost reduse cu chiar 30%. Este foarte bine ceea ce se întâmplă. Să știți, dragii mei, pentru toți, vorbesc pentru toți cei care vor să acceseze fonduri europene și vor să-și facă proiecte și să obțină bani, fapt pentru care, așa cum vă spuneam în emisiunea trecută, ne vom transforma, vom face așa o magie și ne vom transforma într-un cetățean, simplu cetățean, care bate la ușa autorităților. Să vedem astăzi cine ne va deschide acolo, la APDRP, ce vom discuta și ce vom învăța pentru ca să obținem mult mai ușor aceste fonduri și să ne fie viața mai ușoară, bineînțeles. După cum v-am promis, continuăm periplul nostru printre instituțiile statului ce ne pot ajuta să obținem finanțare europeană pentru inițiativele noastre din domeniul agriculturii. Ne aflăm astăzi la Oficiul Județean Prahova al APDRP. Să vedem cine ne întâmpină. Bună ziua, doamnă! Am venit astăzi la dumneavoastră cu un scop precis. Am un plan de afaceri pentru dezvoltarea fermei familiei mele și vreau să aflu mai exact care sunt pașii pe care trebuie să-i fac pentru a deveni un beneficiar al fondurilor europene pentru agricultură. Cu ce trebuie să încep în momentul acesta să vă descriu? Bună ziua! Deci, ce anume mai exact aveți dumneavoastră? Ce fel de fermă aveți familială? Vegetală, animală? Vegetală. Sunt aproximativ 100 de hectare. În momentul de față, majoritatea spațiului este cultivat cu grâu, dar avem și porumb și floarea soarelui. Deci, pașii pentru accesarea fondurilor europene sunt următori. Dumneavoastră, ca potențial beneficiar, în primul rând trebuie să aveți contracte de arendă sau proprietate sau concesiune pentru suprafața pe care o exploatați. Această suprafață trebuie să fie înregistrată la APIA, iar structura culturilor trebuie să concorde cu ceea ce aveți dumneavoastră pe teren. În acest moment sunt deschise două măsuri, măsura 121, modernizarea exploatațiilor agricole, și măsura 121, ferme familiale. Un prim pas pe care trebuie să-l faceți dumneavoastră, dacă aveți acces la internet? Absolut. Deci, v-aș ruga în primul și în primul rând să accesați pagina noastră www.apdrp.ro, pe care veți găsi ghidurile solicitantului aferente acestor măsuri deschise. Și anume, în cadrul anexelor, cererea de finanțare cuprinde un calcul al unităților de dimensionare economică al fermelor, vegetale și animale. Pe acel calcul va trebui să intrați dumneavoastră și să faceți un calcul estimativ în funcție de suprafețele pe care le aveți și de culturile respective. Ce pot să vă spun la acest moment este faptul că dumneavoastră, probabil cu 100 de hectare, vă veți încadra pentru a accesa măsura de ferme familiale, unde calculul de unitate de dimensiune economică este cuprins între 2 și 50 de UDE-uri. Cât reprezintă un UDE? Un UDE reprezintă 1200 de euro. Da? Acest calcul, practic, este punctul dumneavoastră de plecare. Dacă aveți peste două unități de dimensionare economică și maxim 50, sunteți beneficiar eligibil pe această măsură. Deci, după ce veți constata dacă vă încadrați sau nu, v-aș ruga să citiți cu atenție ghidul solicitantului pentru a vedea care sunt tipurile de investiții eligibile în cadrul acestei măsuri. Înainte de a aborda subiectul ăsta, am să vă rog totuși să îmi spuneți dacă mai sunt alte condiții obligatorii pe care eu trebuie să le regăsesc pentru a putea porni la drum către o finanțare. Deci, așa cum v-am spus, ghidul solicitantului, pe care îl veți găsi pe site-ul nostru, prezintă toate condițiile pe care un potențial beneficiar trebuie să le îndeplinească. Practic, dumneavoastră faceți parte din categoria beneficiarilor
eligibil în momentul în care sunteți, de exemplu, un SRL care are cod CAEN principal 01XX. Practic, în cazul dumneavoastră, cultură vegetală 0111. Mai departe, să aveți acea dimensiune economică cuprinsă între 2 și 50 de UDE-uri. De asemenea, foarte bine, dumneavoastră puteți să accesați aceste fonduri și ca persoană fizică care declară că se va autoriza în... Dacă admit că sau dacă promit că în următoarele luni sau într-un termen definit mă autorizez, pot o declarație aplica? Tip pe care o spuneți că se angajează să se autorizeze ca persoane fizice autorizate întreprinderi individuale în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii notificării beneficiarului privind selectarea cererii de finanțare. Deci dumneavoastră puteți depune și ca persoană fizică neautorizată, declarând că vă veți autoriza ulterior. Deci, pe baza ghidului solicitantului, odată formulat planul de afaceri și odată trecut prin toate elementele conținute de acest ghid, care e următorul pas pe care trebuie să-l săvârșesc? Deci, practic, dumneavoastră, în acest moment, trebuie să vedeți, după ce citiți acest ghid al solicitantului, dacă aveți posibilitatea să vă realizați singur cererea de finanțare sau veți apela la o firmă de consultanță. În speță, tot pe site-ul nostru, veți regăsi lista firmelor de consultanță care v-ar putea ajuta în întocmirea proiectului, pentru că este practic un proiect. Proiectul conține, pe lângă cererea de finanțare, memoriul justificativ și o serie de documente obligatorii în funcție de tipul de investiție pe care dumneavoastră doriți să-l realizați cu fonduri europene. Așa cum v-am spus mai devreme, documentele necesare pentru anexă la cererea de finanțare sunt memoriul justificativ, dacă sunteți o firmă cu experiență, situațiile financiare, tabelul centralizator al contractelor de arendă din care reiese suprafața pe care dumneavoastră o exploatați. APDRP-ul are de asemenea protocoale încheiate cu toți avizatorii și va trebui să luați de la dânsii, de la mediu, de la sănătate, de la DSVSA o serie de documente stabilite prin protocoalele noastre de colaborare, certificate de la primărie că nu aveți datorii. În funcție de tipul de investiție, tot în ghidul solicitantului găsiți toate aceste documente absolut necesare. Trebuie să vă mărturisesc că toți acești pași și fiecare dintre elementele birocratice pe care mi le descrieți îmi par stufoase și mă gândesc dacă nu cumva asta sufocă mai curând procesul decât să-l încurajeze. Este adevărat că documentația pare destul de complicată la o primă prin contact cu ea, dar în momentul în care citiți cu atenție ghidul solicitantului, eu cred că nu este foarte greu. Și dacă vă doriți foarte mult, ați putea să accesați aceste fonduri și cu ajutorul unor firme de consultanță, cel mai adesea. Deci, dacă dumneavoastră considerați că puteți să accesați aceste fonduri, noi vă așteptăm să depuneți până pe data de 18 iulie la sediul nostru cererea dumneavoastră de finanțare. Vă mulțumesc foarte mult. În momentul de față, e clar că trebuie mai întâi de toate să discut cu un consultant, mai ales că, din punctul meu de vedere, un volum atât de mare de material nu îmi permite altă opțiune. Vă mulțumesc foarte mult încă o dată. Vă așteptăm cu proiectul și mie și eu mulțumesc. La revedere! În urma discuției cu un expert al APDRP, am ajuns la concluzia că e nevoie să consult un consultant specializat pentru realizarea acestui proiect. În următorul episod al emisiunii Din Lumea Satului, vom face exact acest lucru, prezentându-vă în detaliu toți pașii pe care trebuie să-i urmați în demersul dumneavoastră de a obține fonduri europene.